Moment emoționant înainte de debutul unei partide de rugby dintre Noua Zeelandă și Argentina din cadrul turneului celor trei națiuni. Înainte de a-și desfășura tradiționala haka, naționala All Blacks a vrut să-l onoreze pe jucătorul argentinian Diego Armando Maradona, decedat în urmă cu câteva zile. This is a jersey that the All Blacks have signed with the name Maradona on it. It's a great gesture they're asking. Gestul jucătorilor neozeelandezi a fost apreciat de jucătorii argentinieni, dar și de publicul din afara stadionului. Capitanul echipei Noii Zeelande a declarat după meci că au vrut doar să-și arate respectul pentru o legendă a fotbalului. Ulterior tributului, jucătorii All Blacks și-au început tradiționalul haka, executat înainte de fiecare meci. În cele din urmă, partida a fost câștigată de Noua Zeelandă cu scorul categoric de 38-0. Din cauza pandemiei de coronavirus, turneul celor trei națiuni s-a desfășurat în condiții diferite față de edițiile precedente. De la competiție a lipsit Africa de Sud. De regulă la eveniment iau parte Noua Zeelandă, Argentina, Africa de Sud și Australia.